rugăciune pentru Blaj George, de 21 de ani, care a avut accident pe DN1 în județul Cluj, este internat în spital și este grav rănit. Este din localitatea Avram Iancu, județul Bihor. 4 copii răniți și 2 bărbați încarcerați după ce un microbus și o mașină s-au ciocnit pe DN1 în Cluj. Cea mai mică victimă este de 7 luni. Un microbus și un autoturism a fost implicat duminică într-un accident pe DN1 în zona localității Brăișoru, județul Cluj. 7 persoane au fost transportate la spital. Potrivit centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN1 în zona localității Brăișoru, județul Cluj. În accident au fost implicate un autoturism și un microbus de transport persoane cu 5 ocupanți. În momentul sosirii la locul accidentului, echipajele operative au găsit un microbus și un autoturism avariate și 2 persoane încarcerate. Pompierii au descarcerat și extras din autoturism și microbuzul avariat 2 bărbați în vârstă de aproximativ 40, respectiv 21 de ani, care au fost preluați de către echipajele medicale și transportați la spital. O femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani și 4 copii cu vârste cuprinse între 7 luni și 11 ani au fost consultați și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Conform primelor evaluări, toți erau în stare stabilă. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.